Bună seara, stimați telespectatori, din nou împreună, din nou cu subiecte interesante, subiecte care vor fi, cu siguranță vă vor stârni interesul, pentru că vorbim de niște oferte pe care o să le aveți dumneavoastră și iată, o să vă puteți bucura și sufletul în această perioadă. Vine încet, încet toamna, iarna, cu seri mai lungi, mai plictisitoare, aș putea spune, și atunci, care e cea mai bună soluție? Să mai ieșim și la teatru. Alături de noi este Ovidiu Caița, care conduce și menegerează secția română Mihai Raicu a Teatrului de Nord-Satu Mare. Bună seara, bine ai venit, Ovidiu. Bună seara, Victor. Așadar, oferta pentru toți sătmărenii, pentru că noi mai discutam în emisiune, eu consider că sătmărenii au fost, sunt și sperăm vor fi în continuare iubitori și nu numai iubitori, ci și cunoscători de teatru. O, da, sunt. Avem... Stagiunea aceasta e a 55-a stagiune a trupei Mihai Raicu, mă rog, a secției România Teatrului de Nord, care nu se numește dintotdeauna Mihai Raicu. Mihai Raicu este cel care a înființat-o în urmă cu 55 de ani. Și da, s-a format un public consistent și valoros la Satu Mare de teatru, un public care gustă spectacolele noastre și vine cu drag la ele. Bine, cu drag, e și un bun cunoscător și cred că e genul de public care lo adică are, cum să zic, competența chiar să taxeze piesele mai puțin reușite. Sigur, sigur. Pentru că... cred că asta e una dintre datoriile publicului. Am rămas noi cu imaginea aia că trebuie să stăm cu minți și să aplaudăm. Dacă îți aduci aminte din tradiția europeană, se arunca cu roșii în spectacol. Da. Sigur, nu era, nu se mai întâmplă asta, dar nu se mai întâmplă asta, dar desigur publicul taxează dacă ceva nu e pe placul lui și foarte bine face. Întotdeauna feedback-ul ăsta pe care îl primim de la public ne ajută să progresăm și să le dăm lucruri pe care și le doresc. Exact. Înainte de a trece sigur la viitoarea stagiune sau următoarea despre care vom vorbi în emisiune, să facem o recapitulare a ultimelor evenimente din anul teatral. Anul teatral, da, că noi funcționăm pe o structură că nu e chiar calendaristic. Asemănătoare cu anul școlar. Exact, da. Asemănătoare cumva. Începem stagiunea, mă rog, noi începem în august, pentru că de atunci începem să pregătim noile spectacole și o terminăm undeva la sfârșit de iunie, cam tot așa, când se termină școala. Și oricum suntem legați destul de mult de școală, pentru că avem mult public din zona de liceeni, în primul rând, dar și din toate celelalte cicluri școlare. Da, am văzut, aveți abonamente și chiar am constatat cu bucurie, mă refer acum la Blaga, unde și fiica mea, că există interes din partea părinților, în primul rând, care sunt și au fost foarte mulți curioși în achiziționarea abonamentelor de teatru, pentru că trebuie să recunoaștem la ce tentații au copiii din ziua de azi. Nu le strică să mai vadă un pic și cultura adevărată? Și noi credem asta și tocmai de-aia avem și o sumedenie de programe de educație prin teatru și de evenimente pe care le facem special pentru elevi. De exemplu, stagiunea trecută am făcut un spectacol într-un proiect cu finanțare europeană împreună cu Teatrul din Debrecen. Am făcut un spectacol care se joacă în școli, exclusiv în școli. Sunt trei actori care merg în liceele din oraș, cu foarte mult succes spectacolul. Cerc tot timpul profesorii în școli. Și se joacă în sala de clasă, doar pentru elevii dintr-o sală de clasă. După care spectacolul este foarte interactiv, e în relație directă cu ei. Și după care actorii rămân la discuții cu ei, e despre problemele lor. Și acum mai lucrăm la două astfel de spectacole dintr-un program de data asta finanțat de AFCN, cu o parte din echipele de voluntari și de elevi din liceele din Satu Mare.
Toată perioada primăverii anului acesta au fost scrise în timpul unor ateliere de scriere dramatică ținute de dramaturga Natalia Graur. Au fost scrise de către elevi împreună cu ea două texte, din care facem două spectacole de teatru în care joacă elevi, acei elevi care au și lucrat la texte. Da, deci, așa este o metodă. Sunt programele noastre la care ținem foarte mult pentru a aduce zona asta de cultură și de raportare la teatru în viața lor, pentru că e mai mult decât să mergi la teatru, să vezi un spectacol, e foarte bine, un mare câștig asta, dar dincolo de asta e foarte important să implicăm cumva în ceea ce facem, să-i facem să înțeleagă lucrurile din interior, da, și mai mult să-i provocăm să scrie, să joace. Să chiar să își continue sau să îmbrățișeze de o meserie. Se întâmplă. Din foștii noștri voluntari, cred că imaginele pe care le vedem acum sunt chiar de la atelierele de scriere dramatică. Sunt elevi din liceele din satul mare la aceste ateliere. Da, e important ca să fie educat și în acest sens. Revenim puțin la anul trecut, să zic așa. Am văzut că ați avut o participare și la câteva festivaluri și... Avem și am avut și avem în continuare spectacolul, multe dintre spectacolele noastre, dar vedeta stagiunii a fost Nuntă în Oaș, pentru că el a fost invitat la foarte multe festivaluri din țară, dincolo de discuțiile pe care le-a lansat în satul mare. El a fost chemat la marea majoritate a festivalurilor importante din România. Săptămâna trecută a fost la Piatra Neamț, la un festival foarte important. Mergem la Galați în curând și în 20 octombrie jucăm la București, la Sala Bulandra, la Festivalul Național de Teatru. Deci avem o prezență susținută în festivalul. Și festivalul de renume are. Festivalul important, FNT-ul, Festivalul Național de Teatru, este cea mai importantă selecție de spectacole din România. Deci suntem cumva acolo unde am muncit să fim, aș spune eu. Dar în afară de asta am fost cu spectacolul Nunta, am fost la Baia Mare, la Oradea, am jucat Pomona la Baia Mare, la festival. Deci suntem prezenți în festivaluri și asta ne bucură foarte tare. Apropo, ai amintit de, anumite discuții legate de Nuntă în Oaș. Hai să explicăm până la urmă telespectatorilor noștri. Știți că a fost creat atunci un val de controverse, pro și contra. Și sigur că da, asta eu zic că nu există reclamă negativă, până la urmă eu zic că a determinat o curiozitate mai mare. A crescut curiozitatea pentru spectacol, ceea ce m-a bucurat. Eu cred foarte tare că e important ca teatru să nască discuție, adică exact ce spuneam la început, ci cui nu-i place te taxează și asta e bine. Să nască discuție, să nască interes în acest sens. Sigur că acum cu social media și așa foarte ușor derapează lucrurile. Din fericire n-a fost cazul in extremis, dar spectacolul vorbește despre o comunitate forțată de felul în care se trăiește din punct de vedere economic și social în țara aceasta, să emigreze, să-și caute locul în altă parte și nu, în niciun caz nu vrea să denigreze în vreun fel comunitatea din zona Oașului. Dimpotrivă, vorbim cu căldură și cu tandrețe despre... Până la urmă, trebuie să recunoaștem și să apreciem și satira. Acum, stimați telespectatori, nu știu dacă satira o cunoașteți ca gen umoristic, dar eu zic că cel mai bine poate fi pusă în practică de teatru satira. O facem și asta, sigur. Acum, unul dintre cei mai mari dramaturgi români a fost un specialist al satirei. Adică Caragiale, da, Caragiale e prin excelență. Despre ce vorbim, plus că da, se știe că este un umor specific care circulă în
în mediile culturale românești. Dintotdeauna a fost una dintre formele de rezistență înainte de 89. Șopârla din teatru, dacă ți-aduce aminte. Deci, lucrurile astea funcționează în diferite forme și pe diverse paliere, dar nu e doar despre satiră în spectacolul ăla. Nu se ironizează în niciun fel cu răutate o comunitate, nici măcar una rurală, pentru că au zis mulți, da, asta poate să fie la fel de valabil în orice comunitate rurală din țară. Vorbim în primul rând despre asta, despre felul în care oamenii ăștia au trebuit să plece în altă parte ca să-și găsească o formulă de existență, de felul în care au venit înapoi și au investit banii câștigați acolo. Ce și-au dorit, ce-au visat, lăsând deoparte visele esențiale ale lor, dorința de a face o facultate, de a deveni ceva în țara ta. Deci, da, despre asta vorbește în primul rând spectacolul și... Încă o dată zic că o face dincolo de umor și de satiră, o face cu multă căldură și tandrețe. Da, eu zic că n-a fost rău nici că s-au creat acele valuri. Apropo, pentru telespectatorii care nu au reușit să vadă, se mai joacă piesa? Se joacă în... Nu știu să-ți spun din pe de rost. Se joacă în curând, pentru că în 4 octombrie, înainte de festivalul de la... Festivalul Național de Comedie de la Galați, care este în 7 octombrie. Deci înainte de a pleca la festival, îi așteptăm pe spectatori. Deci în 4 octombrie, iată, aveți ocazia să mai vedeți această piesă, cei care n-ați văzut-o. Sigur, ați avut o stagiune, să zic, încărcată. Ați avut și un tip... să spun eu, mai dificil oarecum de abordat de piese, mă refer la cele muzicale, unde, sigur, pe lângă talentul actoricesc, îți trebuie și un alt fel de talent. Cred că încet, încet trupa se pregătește pentru zona de spectacole muzicale. Deja de mulți ani, Andrei Mihalache, împreună cu regizorul Andrei Mihalache, împreună cu compozitorul Dorin Griguț, au făcut în spectacole pentru copii momente muzicale bine definite. Apoi a venit Bobo de la Fără Zahăr, pe care l-am avut, l-am avut și aici în studio, în studio, și am făcut spectacolul Metamorfoze, care e un spectacol care s-a jucat iar în foarte multe festivaluri din țară, în care trupa cântă. Sigur, nu e genul muzical, se cântă live, dar se cântă în alt fel, într-un fel apropiat de zona celor de la Fără Zahăr, cu instrumente tipice, cu tehnică vocală aparte. Deci nu este un spectacol muzical clasic. Și acum am făcut, la sfârșitul stagiunii trecute, am făcut Cartea Junglei, care e un musical aproape de forma de musical consacrat. Nu e o tradiție în teatru românesc să facă musical decât recent. Câteva teatre din țară au început să facă. Da, pentru că recunoaștem, e și greu. Adică... E foarte greu, dar nu de aia. E un antrenament special. Trebuie formate echipe care să știe să cânte, să știe să se cânte, să dansează în același timp. E foarte greu să faci lucrurile astea live, deodată pe scena unui teatru cu actori. Pentru că ei sunt actori, n-au pregătirea muzicală. O facem, în schimb, pe parcurs și cred că ne îndreptăm spre zona aia în care putem să facem spectacole muzicale serioase și Cartea Junglei o demonstrează. Se cântă destul de bine, aș spune eu, și publicul reacționează foarte frumos la zona asta de spectacol. Am vorbit despre ce a fost, ce va fi, ce ne pregătește următoarea stagiune. În acest moment repetăm deja la spectacolul La Vie en Rose, în regia lui Gigi Căciuleanu. Gigi Căciuleanu este unul dintre cei mai importanți coregrafi români. Este plecat la Paris de foarte mulți ani. A lucrat cu cei mai mari artiști din zona de teatru dans din Europa, de dans și de teatru dans. A făcut în România câteva spectacole emblematice de teatru dans. Împreună cu Miriam Răducanu am făcut celebrele nocturne de la Teatrul Național, nocturne pe care recent le-a și reluat într-o formulă aniversară.
A făcut spectacole premiate la UNITER și cu turnee internaționale și m-am bucurat foarte tare că am reușit să îl aducem la Satu Mare. A făcut o săptămână de atelier cu întreaga trupă și a ales 10 actori cu care a început repetițiile la spectacolul la Vie en Rose, spectacol care va avea premiera în 28 octombrie în Sala Mare a Teatrului. Deci 28 octombrie, premieră, e da? E prima premieră a stagiunii. Apoi urmează Falstaff, în regia mea, un spectacol pe care mi-l doresc de foarte mulți ani. După Nevestele Vesele din Windsor și după Henric al IV-lea lui Shakespeare, sunt cele două piese în care personajul Falstaff are un rol important, el mai apare și în alte părți. E un personaj emblematic al lui și mi-am dorit de foarte multă vreme să lucrez în această direcție. Sigur că spectacolul va fi pentru publicul din secolul 21 de la Satu Mare, că e foarte complicat să vorbim de un Shakespeare extrem de clasic, deși vreau să se păstreze mult din Shakespeare și din atmosfera lui, caut în această direcție. Și lucrez cu dramaturgie de scenă a lui Daniel Oltean, care este unul dintre dramaturgii noului val din teatrul românesc, care scrie foarte bine, a luat premiul UNITER recent pentru piesa lui 51 de secunde. A mai lucrat cu trupa teatrului nostru în diferite proiecte și mă bucur să-l aducem din nou la Satu Mare pentru partea asta de dramaturgie, cu actorii trupei noastre, care cred că sunt foarte buni și foarte pregătiți să facă față oricărui tip de spectacol și de întâlnire. Da, pe cât e de clasic Shakespeare, pe atâta e și de greu, adică greu de pus în scenă și da. O provocare atât pentru regizor, dar și pentru actori. Și pentru actori, da. Și eu am să folosesc clișeul ăla. Pe cât e de clasic Shakespeare, pe atât e și de contemporan. Adică da. Și e o comedie, în primul rând, e un personaj extrem de viu, de puternic, de personal, ca să zic așa, care incită la comedie, la foarte mult umor, la foarte mult gag și îmi doresc foarte tare să facem un spectacol viu și plin de umor. Acesta pe când e preconizat? Acesta este pe sfârșitul anului sau începutul anului viitor, în funcție de cum reușim să ne întindem cu repetițiile. Urmează apoi, vorbesc acum doar de Sala Mare, de Sala Studio e un capitol separat. Urmează apoi spectacolul Domnișoara Anastasia în regia lui Andrei Mihalache, un clasic al dramaturgiei românești, Gemezan Firescu, care e foarte legat de Satu Mare și în acest an sărbătorim 125 de ani de la nașterea lui Gemezan Firescu și atunci am ales să o facem cu o dublă premieră. Practic, la Sala Studio va avea loc un alt spectacol al lui Gemezan Firescu care ar trebui să aibă premiera în 13 octombrie, exact de ziua lui. Și după Domnișoara Anastasia urmează să revină să monteze la Satu Mare Nikita Betechtin, un regizor rus cu care noi am mai lucrat într-un atelier și apoi am făcut o piesă la noi la Sala Studio, un regizor tânăr rus care a trebuit să părăsească Rusia din cauza poziției lui anti-război de la începutul războiului, a fost obligat să emigreze, acum trăiește în Germania și m-am bucurat foarte tare să-l putem aduce din nou în Satu Mare să facă Livada cu vișini a lui Cehov. Da, iar o piesă clasică, dar... O piesă clasică, grea, extrem de importantă a dramaturgiei mondiale, o piesă care vorbește, indiferent de epoca istorică, vorbește foarte mult despre relațiile umane și despre relațiile omului cu puterea și cu evoluția societății.
Deci e o piesă care cred că își are un loc foarte clar în economia stagiunii noastre. Da, cam astea sunt piesele de la Sala Mare. Astea sunt de la Sala Mare. Astea sunt de la Sala Mare și așa cum spuneam, la studio ar trebui să avem prima premieră, se lucrează deja la acest spectacol. E vorba de Maidanul cu dragoste, o dramatizare făcută de Andrei Mihalache după romanul lui Geme Zanfirescu. Premiera ar trebui să... Premiera, practic, va fi o avantpremieră în 13 octombrie și apoi premiera va fi în 20 octombrie, când ar trebui să fie și reinaugurarea, în 22 octombrie, pardon, când ar trebui să fie și reinaugurarea Stălii Studio după renovări și după modernizările de care ne bucurăm foarte tare. Abia așteptăm să deci să înțeleg că Sala Studio e acum la nivel de sală Sala Studio, cochetă de spectacol? Sala Studio în momentul acesta e o sală extrem de bună de spectacole, așa cum ar trebui să fie o sală din secolul acesta. E o sală, sigur, ea e mică, e o cutie neagră în care se joacă, dar e foarte bine pusă la punct și tehnic, și estetic, și acustic, și din toate punctele de vedere. Abia așteptăm să jucăm din nou în ea. Da, asta este A fost o perioadă destul de lungă, de 2 ani, în care nu am mai avut spectacole de studio din cauza datorită renovărilor, aș putea să spun în acest context, păi da, până la urmă, pentru că au fost extrem de necesare. Au fost necesare și dacă aduc o altă față, da, sunt... Aduc nu doar o altă față, sala e modificată și tehnic, nu știu dacă ți-aduci aminte, erau doi stâlpi în mijlocul sălii, stâlpi de sus, care susțineau întreaga clădire, aceștia au dispărut, mă rog, sunt în lateral, au pus o grindă imensă în locul lor. Și astfel clădirea da, opturau enorm. Na, tehnica era veche, teatrul era renovat, e renovat recent și cu o tehnică bună în el și funcționează bine și arată bine. Sala Studio rămăsese rămăsese departe de momentul în care trăim și acum ne vom bucura de ea din nou. Iată să le avem chiar moderne și puse la punct. Trupă avem, regizori avem, spectacole avem. Spectacole avem și facem. Când o să avem din nou și un festival? Știu că a fost una dintre ambițiile tale. Atunci un festival aproape la cheie s-a întrerupt din cauza pandemiei. Ăla deja era cu toate spectacole, cu date, cu așa. Eu sper că de anul viitor vom avea din nou festival. Lucrurile încep să se pună la punct. Eu sper foarte tare ca de stagiunea viitoare să avem, chiar de aceasta, de la anul viitor, să avem din nou festival la Satu Mare. Mi se pare foarte importantă existența acesteia, pentru sigur, că de fapt, atunci... a format public festivalul, întotdeauna a atras oameni, poți să aduci titluri pe care nu le aduci altfel în Satu Mare, poți să aduci actori pe care nu le aduci altfel, regizori și așa mai departe. Asta coagulează comunitatea în jurul teatrului. Mi se pare foarte, foarte important să reluăm această tradiție extrem de serioasă de la Satu Mare, pentru că au fost, practic, din anii 90 și înainte, au fost forme de festival la Satu Mare și înainte de 90, dar din anii 90 a fost o constantă în viața culturală a orașului și știm cât de mult înseamnă pentru un oraș un astfel de... A contat, nu știu în ce măsură, dar sunt convins că și pasiunea și până la urmă plecarea ta către teatru poate a fost ajutată și de festivalurile la care ai participat pe vreme. Absolut. Pot să spun că în liceu am văzut primele spectacole al lui Silviu Purcărete, de exemplu, la Satu Mare, ceea ce era, serios, absolut imposibil în altă circunstanță. Da. Dar am văzut spectacole importante care m-au apropiat de spectacol, mari. Am văzut actori mari și asta te duce încet, încet într-o direcție. Da, sigur, am văzut că aveți o generație destul, chiar
tânără, aș putea să spun, la trupa Mihai Raicu, eventual s-ar putea pune problema acum a rolurilor persoanelor mai în vârstă. Oh, nu, avem actori și... foarte buni care sunt. Avem foarte mulți tineri și mă bucur că reușim să menținem trupa tânără, dar avem actori foarte, foarte buni care sunt mai puțin tineri. Senior, da. Fizic, mai cu experiență. Dar cu experiență. Deci avem o trupă, eu cred că avem o trupă echilibrată care poate să acopere roluri diverse și ca vârstă, și ca gen, și ca... ca tot ce ne dorim. Care e secretul totuși că iată actori tineri care foarte mulți, de fapt majoritatea din ei nu sunt sătmăreni, au ales totuși să vină la satul mare. Unii dintre ei sunt sătmăreni, alții nu sunt sătmăreni, au venit pentru că cred că le place ce se întâmplă la satul mare, văd că e un teatru dinamic cu multe cu multe spectacole care sunt văzute și cu vizibilitate bună la nivel național. Le place ce se întâmplă și ca nivel artistic și regizorii pe care îi invităm și cred că își doresc. În continuare primim foarte multe mail-uri de la actori tineri care își arată interesul. Sigur că acum e pe o perioadă destul de grea pentru ei peste tot în țară. Teatrele sunt cam saturate, în continuare sunt mulți absolvenți care nu își găsesc neapărat locul în vreun teatru. Am fost recent la Alba Iulia, la Gala Hop, am văzut peste 20-25 de recitaluri actoricești, unele foarte bune, altele mai puțin bune, dar bune, și foarte mulți actori tineri extrem de talentați și de dăruiți care din păcate le va fi foarte greu să găsească. E oarecum un număr, da, foarte mare, nu? De e un număr mare de absolvenți, de facultăți și sunt facultăți care scot un număr foarte mare de absolvenți și piața e cumva... Iar am căzut dintr-o extremă în alta, că pe vremuri erau câte 7 locuri la București, 2 la Târgu Mureș. Cam atât. Erau foarte puțini. Și acum asta a avut un efect nefast pe termen lung, pentru că foarte multe teatre au rămas fără actori de vârstă astăzi, din cauza acelor vremuri. Acum suntem în cealaltă extremă, cu foarte mulți absolvenți. Sigur, există o zonă de teatru independent în România care în continuare este fragilă și precară, care ar mai putea să înghită din piață. Sigur că nu toți cei care fac actorie vor să facă teatru, mulți dintre ei vor să facă film. Știu mulți dintre actorii pe care i-am cunoscut, tineri absolvenți, care spuneau, da, ne place teatru, dar vrem film, am vrea să lucrăm în zona aia de film, de media, de entertainment și așa mai departe. Dar știi foarte bine că și acolo piața este limitată, dar asta e cumva, am ajuns cumva la nivelul întregii lumi. Peste tot în lume sunt foarte mulți actori care foarte buni, care merg casting după casting, știi, din filme, din povești și așa mai departe. Se chinuie să ajungă pe o scenă sau într-un film. Da. Ce le place cel mai mult managerilor să discute? De bani. Cum stați cu banii? Am stat toată vara cu Morcov, ca să zic așa, din cauza acelei ordonanțe pe care o pregătea guvernul, în care era vorba de o reducere drastică a fondurilor pentru cultură. Din fericire, am înțeles că nu se va întâmpla. Am văzut chiar astăzi materialul și din fericire pare să nu se întâmple. Pare să nu se întâmple comasările, pare să se fi trecut, să fi aruncat o privire mai atentă asupra sectorului cultural, pentru că ar fi fost... aș zice, o crimă la nivel național, să distrugi în totalitate un sector atât de important pentru o țară care își dorește să se afirme și așa mai departe la nivel... Adică discursul ăsta l-avem, dar investiția în cultură
Și ce a fost propus pentru vara aceasta a fost îngrozitor. Ne-am speriat cu toții, au fost și acțiunile de protest, bănuiesc că știi de ele, au fost și scrisori pe care le-am redactat împreună cu colegii directori din țară, către Ministerul Culturii, către Ministerul Finanțelor, către președinție și așa mai departe, tocmai pentru a atrage atenția că se distruge un sector important din viața țării, din viața noastră a tuturor și extrem de necesar pentru evoluția noastră în orice direcție ne-am propune. Și dacă tot am răsuflat ușurat de asta, dar aș putea să spunem că stăm decent cu banii pentru vremurile în care trăim, putem să supraviețuim. Ce ne dorim mai mult sunt exact acei bani care ar însemna festival de teatru la Satu Mare și sper din tot sufletul să reușim să-i obținem. Da, deci, și pe practic, aia. Dacă ar exista și acest festival, ar fi, să zic așa, toate bune. Toate bune și frumoase. Sigur că e loc de mai bine întotdeauna, dar da, pentru mine și pentru colegii mei și știu că și pentru colegii mei de la secția maghiară, existența unui festival este foarte importantă, e un deziderat și ne dorim foarte mult să mergem în direcția aceea. Acum că aminteai de colegii tăi de la secția maghiară, gurile rele spun, mă rog, gurile rele, că au un sprijin financiar în plus față de voi, fiind ajutați, nu știu, de organizații, de guvern maghiar. Există niște fonduri pentru cultură care sunt ale statului maghiar, la care iau acces, cum există niște fonduri pentru cultură ale statului român, la care noi avem acces. Nivelul de finanțare e diferit. Sigur că ei primesc mult mai ușor bani decât primim noi și e o problemă de politică în care n-aș vrea să intru, pentru că nu cred că e momentul să discutăm asta și așa. Ce pot să zic este că și noi am reușit să atragem finanțări din AFCN, scriem proiecte europene, încercăm și în direcția aia. Dar da, statul maghiar e mai generos, sau cel puțin era mai generos decât e statul român cu cultura. Cultura, da. Și ei au investit foarte mult în cultura de peste în granițele fizice ale țării pentru maghiarii de pretutindeni. Aici, apropo de proiecte, am avut o emisiune cu colegii tăi care spuneau că, din punctul ăsta de vedere, au abordat și au chiar câștigat niște proiecte. Da, Teatru Smart este unul dintre ele. E un proiect câștigat. În fiecare an câștigăm un AFCN. Asta e în ultima vreme. Nici nu putem să depunem mai multe pentru că nu suntem suficient să lucrăm în ele. Câștigăm proiecte ale Consiliului Județean. Am câștigat împreună cu Teatrul din Debrețean acel proiect de care am vorbit mai devreme. Scriem proiecte împreună cu alte teatre din Europa. Am fost foarte aproape de a lua o finanțare. Acum ne-au lipsit câteva sutimi la ultimul col de proiecte european. Învățăm să facem asta pentru că e un lucru pe care, da, care vine cu timpul și cu experiență. Îmi doresc foarte tare să luăm unul dintre acele proiecte pentru că sunt importante. Era un proiect mare cu 12 parteneri europeni, cu un festival inclus acolo. Adică insist foarte tare pe genul ăsta de proiecte, că legăm încet încet de un festival și prin ele. Da, pentru că trebuie să ne adaptăm, cum am zis, și până la urmă, dacă nu se muncește la acest proiect sau la aceste proiecte, e foarte greu să atragi bani din altă parte, având în vedere că, sigur că da, în continuare, cultura mi se pare cam văduvită la noi în țară. Nu... Este întotdeauna a fost. Cultura a fost ușor de la cultura a fost ușor să tai întotdeauna. Dacă te uiți peste organigramele teatrelor din anii 90, o să vezi că am ajuns la jumătate, cam în toată țara. Adică erau mult mai mulți angajați în toate instituțiile de cultură din țară. Încet, încet s-au tot făcut reduceri, încet, încet s-au tot redus bugete.
La nivel, vorbim de la nivel național, adică bugetele pentru cultură au fost mereu fondurile pentru Ministerul Culturii. Știi că întotdeauna la rectificări bugetare se mai taie o leacă de la cultură și se mai dă da, pe la cine știe ce zone interesante. Dar reușim să facem față cu ce buget avem. Cred că suntem destul de bine față de alte teatre din țară. Chiar aș spune că o ducem destul de bine din punctul ăsta de vedere. Da. Am vorbit mai mult acum, sigur, de calitatea ta de manager a trupei Mihai Raicu. Aș dori câteva... Director artistic. Director artistic, insist. Da. E un lucru... Director, nici nu știu cine mai e. Au fost, s-au mai schimbat directorii, managerul general? Managerul general este acum Peter Stier. Și colegul meu, Beșeni Istvan, este directorul artistic al secției maghiare. Da. Și deci am vorbit în calitate de director artistic. Hai să vorbim un pic și de Ovidiu Caiță ca regizor și ce proiecte ai avut și ce proiecte ai în calitate de regizor. Și mă refer aici în special la colaborările cu alte teatre din țară. Da, am avut o perioadă destul de aglomerată ca direct, ca regizor artistic, ca director de scenă, cum le place unor colegi. Tot director, da? Da, da, da. De asta zic, ca director de scenă, numai director, adică... Da, am ultimul spectacol la care am lucrat e la Cluj, e un proiect al unui teatru independent din Cluj. Mențin în continuare dorința asta de a lucra în zona independentă culturală din România. Mi se pare foarte, foarte important să facem asta. Și lucrez la Reactor, voi avea premieră în 4 octombrie la Cluj, un spectacol bilingv, româno-maghiar, un proiect de finanțare câștigat din fonduri europene și acolo, împreună cu ZUG, un teatru independent din Cluj. Deci sunt cele două teatre independente din Cluj importante, Reactorul și ZUG-ul, care lucrează împreună la acest spectacol despre relațiile din comunitățile acestea cu mai multe etnii și despre felul în care ne vedem unii pe ceilalți. Un text scris de dramaturgul Ovidiu Ciclov, din focus grupuri, din cercetare. Acela e un spectacol făcut cu material din cercetare, din ambele comunități, din interviuri, din discuții între ele și sper să fie foarte interesant și e cu mult umor și acela. Cred că e foarte important să ne detașăm puțin, să lăsăm morga serioasă când vorbim despre lucrurile astea și să ne uităm puțin cu ironie la noi. Spectacolul se numește deja că așa, dincolo de Ora de Aur, ora aia, știi, de care vorbesc ăștia specialiști în Facebook și în Instagram, ora aia în care trebuie să faci lumina ca să fie instagramabilă fotografia aia. Da, se numește dincolo de ora aia de aur, dincolo de glamour-ul ăla pe ora care ți-l dă. Da. Exact, exact. Recent am avut premieră la Oradea, Locotenentul din Inișmor, o comedie ciudată și asta. Acțiunea se întâmplă în Irlanda. E o poveste cu teroriști aparent, dar de fapt este vorba de cu totul și cu totul altceva. Asta e regizat pentru Teatrul Maria. Asta pentru Teatrul Regina Maria din Oradea. Da. Mai devreme a avut o premieră la Suceava cu Baronul Münchhausen, spectacol care a fost în ediția trecută a FNT-ului. Deci am avut câteva spectacole. Ai avut activități, să înțeleg că ai, deci colaborări. Am colaborări dese și multe cu teatre din țară. Am colaborări destul de dese. Am avut o perioadă în care am renunțat la ele ca să stau cât mai mult în Satul Mare și să fiu cât mai aproape de trupă și de evoluția ei. Am avut o perioadă în care am simțit că e nevoie să merg să montez și în altă parte. Acum iar urmează o perioadă în care voi monta aici. Îmi doresc foarte tare să fac acest Falstaff aici, serios, așezat cu trupa, aproape toată trupa în distribuție. Un spectacol mare. Sper să fie și un spectacol bun și serios dincolo de umorul lui.
Iar, apropo de alte colaborări, ți se arată ceva pe viitorul, mă rog, oarecum apropiat? Pe viitorul apropiat, nu am, am amânat orice proiect teatral din pentru altă a te parte concentra pentru, pe... pentru această perioadă. În schimb, pentru stagiunea următoare, deja apar câteva proiecte și îmi doresc să, să echilibrez cumva lucrurile, să lucrez puțin mai puțin, să încerc să fac... Să dau fiecare spectacol un pic mai mult timp și să stau cât mai mult cu trupa din Satu Mare, cât mai sunt în calitatea asta de director artistic. Acum, sigur, s-a vorbit foarte mult. Noi am discutat și pe vremea pandemiei la faptul că, sigur, acea întrerupere a spectacolelor, a legăturii între artist, actor și public, a dus și oarecare atrofiere a publicului. Se simte asta acum sau lumea a început să revină normal? S-a simțit ușor la începutul stagiunii trecute, când am revenit practic la normal. Bă, nu se mai simte. Deci, nu, aș spune că lumea s-a simțit. A fost perioada aia ciudată, cu 25% aveai voie da, în sală, care era nici. Lumea venea, nu știu, trebuia să-i pui, erau niște reguli absolut bizare, ei veneau soț și soție cu aceeași mașină, trebuia să-i pui la distanță de două scaune între ei. Au fost niște reglementări ciudate, să ciudate le zicem. Cel puțin. Da. În teatre se lua virusul, în mall-uri nu se lua virusul. Lumea s-a speriat puțin, dar nu, în momentul ăsta... Din fericire, avem sările pline sau aproape pline, nu la toate spectacolele, evident, dar la spectacolele de public, de gen Cartea Junglei, Nuntă în Oaș, sările sunt pline și ne bucurăm de public. Am înțeles că aveți o legătură strânsă și cu partea de elevi care pot și vor merge cu abonamente. Soluții pentru cetățenii din județ o să aveți în actuala stagiune? Știu că ați încercat în stagiunile trecute să mai faceți un spectacol pe la Carei, pe la Negreș, pe la Tășan. Am avut acum, de exemplu, unul dintre proiectele din care ați și văzut imagini, s-a numit Căruța cu Teatru, care s-a încheiat recent, în acest weekend. Am jucat spectacole de stradă la Medieș, la Negrești, la Carei, la Tășnad, la Ardud și l-am încheiat în Satu Mare cu spectacolul de duminică din piața 25 octombrie. Da, pentru că acum mai sunt localități care cât de cât au locuri unde se plătează. Avem abonamente la Carei, unde jucăm în mod constant. Avem abonamente și pentru elevi și pentru adulți. Avem abonamente la Tășnad, unde la fel jucăm în mod constant și pentru adulți și pentru elevi. Am avut abonamente la Negrești, cât a fost sala acolo, așteptăm să fie din nou, dar vin, de exemplu, de la Negrești, vin organizat și nu doar, vin din multe școli din județ, vin organizat la teatru, au abonament, foarte multe școli din județ și da, vin. Pentru că e important da, acest lucru. Da, cred că e foarte important și în același timp cred în tipul ăsta de proiecte cum a fost Căruța cu Teatru, care duce spectacole populare în medii în care nu ajunge în mod normal teatru. Pentru că oamenii descoperă o lume nouă cu care se întâlnesc și dintre ei, mai ales dintre cei tineri, pentru că pe ei poți să-i formezi într-o direcție, rămân ca spectatori de teatru. Eu tot zic că teatrul din Satu Mare e un foarte bun producător de public pentru alte teatre. Știi că formăm elevi care se obișnuiesc cu teatru, vin la spectacole la noi și apoi pleacă la facultăți și sunt spectatori ai teatrului din Cluj, din București, din Timișoara, de Iurea. Da, dar e important că e foarte important să facem asta. Și educați în spiritul. Pentru că, sigur, e important și pentru cei care doresc să îmbrățișeze. Ce le pot spune, Ovidiu, celor care, cu toate că, sigur, sunt mulți, Sunt multe facultăți, sunt mulți. Unii ar zice că nu sunt chiar așa de mulți. O discuție foarte amplă în mediul cultural despre corelarea facultăților cu piața muncii.
O corelare care uneori s-ar putea să fie greșită, pentru că piața muncii e dinamică, ea se schimbă constant. Deci e o discuție foarte mare pe care n-are rost. Eu le-aș zice să aibă încredere, să încerce, să caute. Dacă asta îi interesează cu adevărat, își vor găsi drumul în direcția asta. Noi avem din foștii voluntari în timp ai teatrului, unii sunt actori, alții sunt regizori, alții lucrează în secretariate literare, au fost voluntari ai noștri, unii dintre ei și... Deci au și noi, această posibilitate o în continuare, da? De a face voluntariat? Absolut. Noi avem o echipă de voluntari care funcționează, cred că avem în jur de 50-60 de elevi și nu numai, care sunt înscriși în echipa de voluntari, care lucrează, fac constant ateliere, workshop-uri, joacă în spectacole, în spectacolul Cartea Junglei, din care ați avut imagini mai devreme, joacă mulți voluntari care sunt, cântă, dansează, sunt parte din spectacol. În Maidanul cu Dragoste, pe care îl pregătește acum Andrei Mihalache, tot așa, vor fi voluntari, deci integrăm în spectacolele deci noastre. Încercați să-i ajutați, să-i sprijiniți pentru acești prim pași, sigur că da? Absolut. Dacă au de gând apoi să îmbrățișeze această meserie. Din păcate, timpul alocat emisiunii s-a terminat. O să-l mai avem invitat pe Ovidiu și, așa cum ne-am mai obișnuit, o să mai vină din când în când cu un actor, o actriță, un regizor și așa mai departe. Să mai povestim. Noastre. Deocamdată mulțumim. Nu uitați, o nouă stagiune, o nouă provocare pentru spectatorii de teatru. Aveți parte de niște spectacole foarte interesante și e bine să vă procurați abonamente sau bilete din timp. Sala e superbă, trupa e foarte bună, spectacolele de calitate. Mulțumim, Ovidiu. Mulțumim. Vă mulțumim, dumneavoastră, că ați fost ca de obicei alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.